Bilanțul acesta este unul îmbucurător. Cu ajutorul acestuia, cu ajutorul celor 1406 de voluntari, au fost plantați 54.500 de copăcei în 6 județe din România. Acțiunea a vizat terenul cu risc de alunecare, care au alunecat sau agricole degradate. Plantările au început în data de 22 martie în județul Constanța și au continuat săptămânal în Satu Mare, Argeș, Mureș și Prahova, încheiindu-se pe 30 aprilie în județul Iași. Cei 54.500 de copăcei, și anume stejar, frasin, salcâmp sau paltin, au fost adiți în plantațiile inițiate în anii precedenți. Cel mai important partener al primăverii în 2014 a fost Banca Unicredit Siria Bank, care va planta anul acesta un compact pentru fiecare client care alege să primească raportul de activitate al cardului de credit prin e-mail în locul variantei tipărite. Obiectivul Unicredit Siria Bank în cadrul noului proiect de implicare și responsabilitate socială este să planteze 10.000 de copaci în 2014. Cei care doresc să participe la acțiunea Plantăm Fapte Bune în România o pot face în toamnă, când sunt programate noi plantări. Iar adresa la care sunt așteptați voluntari este voluntari@plantamfaptebune.ro. Pădurile plantate vor stabiliza terenurile care vor avea valoare peisagistică pentru comunitățile locale, cât și pentru turiștii care merg în aceste zone. La nivel național, Plantăm Fapte Bune în România și-a propus ca în 2014 să împădurească 21 de hectare de teren cu ajutorul a 3.000 de voluntari. Acțiunile de vară vor cuprinde activități de prășilă, îndepărtarea burienilor din jurul copacilor și mobilizarea solului, erbicidare și fertilizare. Acestea vor fi realizate în toate localitățile din cele 10 județe angrenate în inițiativă. În toamnă vor completa plantațiile și vor plăni obiective noi de împădurire în județele Cluj și Dâmbovița. Și câteva cuvinte despre Plantăm Fapte Bune în România. Este o inițiativă națională de împădurire bazată pe voluntariat, lansată în 2011. Proiectele se derulează în prezent în 12 județe și sunt gândite pe termen lung, respectiv o perioadă de 5-7 ani. Mai precis, echipa derulează acțiuni de împădurire pe terenuri care în prezent nu sunt incluse în fondul forestier, monitorizarea plantărilor și efectuarea de lucrări de îngrijire până la reușita finală, cât și raportarea și verificarea legalității ideilor de păduri. În cei 3 ani de activitate a mobilizat 11.039 de voluntari, cu ajutorul cărora au plantat 236.700 de copăcei specii forestiere pe 62,5 hectare de terenuri publice. Aplicația online Harta Țărilor de Păduri i-a ajutat să raporteze peste 1.700 de păduri, în paralel verificând aceste sesizări prin acțiuni de teren în 6 județe din țară. Cele de județe în care puteți regăsiți echipa Plantăm Fapte Bune în România sunt Argeș, Brașov, Cluj, Constanța, Covasna, Ialomița, Iași, Prahova, Mureș, Satu Mare, Sălaj și Timiș. Reprezentantul legal al inițiativei este Asociația Ecoassist din București. Iată așadar că tocmai ce s-a încheiat primăvara, ne apropiem de vară și lucrurile ne arată că în zona organizațiilor neguvernamentale s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri faine. O să trec mai departe, pentru că vreau să vorbesc despre un eveniment despre care devine așa tradiție, dacă îi pot spune astfel, făcut de cei de la Fundația PACT. Ioana Traist a fost chiar și în studiul nostru anul trecut, la ediția precedentă, și iată că ei organizează un nou eveniment la Clacă de creație tradițională, Satul și orașul într-o singură comunitate. Astfel, sâmbătă, 31 mai, la Aquarela, în București, pe strada Polonia numărul 40, cât e ziua mai luminoasă, de la ora 12 la ora 18, noi, cei de la Fundația PAC, vom găzdui o clacă de creație tradițională, unde te invităm să forăști viscusință împreună cu săteni din sudul României, obiecte din lemn, papură, răchită, pănuși din porumb, ac și ață, meșterind în fel și chip creații de inspirație tradițională. Chipuri calde de mai toate vârstele din 4 comunități mici din sudul României, Cocoreștii Mislii din județul Prahova,
Făcăieni, județul Ialomița, Spanțov, județul Cărăraș și Vidurești, județul Dâmbovița, te vor iniția în tainele meșteșugurilor. Doamna Vali Colezea și tinele sale uceniște din Cocorăști Misli îți vor readuce bucuria cusutului și țesutului cu frumoasele motive tradiționale muntenești. Estera, Emilia și Cristina, trei tinere cu inițiativă din comuna Spanțov și meșterii rudari din comunitatea lor, te vor învăța să cioplești și să pitezi linguri și scaune din lemn. Cu Magda, Gina și câteva tinere din Vizurești, vei coase semne de carte, felurite motive tradiționale și vei răsuci pănuși de porumb cu o îndemânare care va naște flori, îngeri sau alte plăsmiri ale imaginației. Uceniștii meșterului Grigore Ghione și membrii cooperativei Înfrățirea în Plet din Făcăieni vor împleti cu dibăcie obiecte din rechită și papură și îți vor dezvălui secretele meșteșugurilor lor. O comunitate puternică este aceea în care membrii se adună des, încurajează dialogul și sprijinul reciproc. Pe vremuri, oamenii la sat organizau o clacă când un membru al comunității sau mai mulți aveau nevoie de ajutorul tuturor pentru a rezolva o problemă. Fiecare contribuia voluntar pentru a le fi mai bine pe termen lung tuturor. La claca de creație tradițională ne întâlnim cu toții, cei de la sat și cei de la oraș, ca să lucrăm împreună și să contribuim la redescoperirea valorilor românești și la crearea de obiecte frumoase care să ne amintească de ele. Intrarea se face pe baza unei donații de 60 de lei și reprezintă o contribuție directă la Pact pentru Comunitate, prin care vom susține noi inițiative locale în comunitățile în care vom lucra anul acesta. Donația se poate face în avans către Fundația Pact în contul RO12BPOS 7060619714 RON 10, Banc Post Universitate, cu mențiunea donație clacă, sau direct la locul evenimentului pe 31 mai. Nu ne-am putea bucura de acest eveniment fără sprijinul partenerilor, între care desigur Acoarela, unde va avea loc și evenimentul. Despre Fundația PAC, vă pot spune că lucrează direct cu oameni care trăiesc în zonele rurale și orașele mici din sudul României pentru a crea structuri ale societății civile de tipul organizațiilor comunitare, pe care le sprijină pentru a fi active, eficiente și eficace, sustenabile și vizibile în regiunea lor. Viziunea fundației este ca un număr cât mai mare de oameni din mediul rural și mic urban să fie activ la nivel local, să găsească soluții pentru probleme cu care se confruntă comunitatea în care locuiesc, să contribuie direct la dezvoltarea economică și socială proprie și a localității de care aparțin. Astfel, prin programele și proiectele derulate, Fundația PACT identifică oamenii cu inițiativă în comunitățile din sudul României și îi sprijină cu resurse și informații pentru a dezvolta proiecte relevante pentru comunitățile lor. Veți afla mai mult despre proiectele pe care le fac accesând www.fundatiapact.ro. Acestea fiind spuse, este vremea să luăm prima pauză a emisiunii noastre de astăzi. Vă aștept și pe pagina noastră de Facebook, Radio Links România, unde puteți intra în dialog cu mine, ne puteți lăsa comentarii, întrebări, observații și tot ce doriți să ne transmiteți. Cu toții ne dorim o carieră de top, iar Onora chiar l-a reușit. Suntem Mirabela Stoica și Marius Dobre și vă așteptăm la Radio Links pentru a afla de la invitații noștri care sunt secretele din spatele reușitei lor. Jurnal de Leadership, cu un pas mai aproape de succes, în fiecare luni de la ora 19. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links. Continuăm emisiunea Lumea Bună, iată, am ajuns la jumătatea lui mai. În weekendul care tocmai s-a încheiat a fost ONG Fest în Parcul Helăstrău, am fost acolo sâmbătă și era o adevărată efervescență. Sper că și voi ați reușit să treceți pe acolo și să vizitați standurile organizațiilor neguvernamentale care au avut expuse diferite proiecte și că ați vorbit cu ele și ați aflat mai multe despre ce fac, cum fac și așa mai departe. Vă reamintesc că ONG Fest este un eveniment organizat de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și în perioada 10-11 mai în Parcul Herăstrău au avut 130 de organizații neguvernamentale
și pe lângă standurile și organizațiile expozante au avut loc o serie de seminarii, dezbatere, ateliere și activități non-formale, dar și un program cultural-artistice care s-au derulat și au încântat pe cei care au trecut acolo. Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri pe care organizatorii le-au făcut. Eu doar o să mai spicuiesc dintre ele ca să facem așa o recapitulare. Deci, practic, a fost o zonă expozițională unde organizațiile participante, și anume expozanții, și-au prezentat activitățile și proiectele într-un mod creativ la standuri, fie la corturi, în aproximativ 160 de corturi. Apoi a fost o zonă de non-formală sau de happenings, unde au avut loc activități de informare, educație și petrecerea timpului liber pentru copii, tineri și adulți, desfășurate de organizatori, parteneri sau ONG-uri participante. Acestea au avut loc în diverse zone ale parcului, în aer liber, pe alei, la standurile expozanților și așa mai departe. De asemenea, a fost și o zonă de seminarii și dezbatere publice. Organizațiile neguvernamentale participante au propus în formă de înțelegere organizarea unor seminarii, dezbateri, ateliere pe diverse teme de interes pentru sectorul neguvernamental și sau pentru vizitatori. De asemenea, organizatorii, parteneri și sponsorii evenimentului au derulat la rândul lor alte seminarii, dezbateri sau ateliere. Toate acestea s-au desfășurat în locații special amenajate în parc, organizatorii asigurând echipamentul necesar, dar și promovarea și includerea evenimentului în programul oficial al ONG Fest. Pe scena de ONG Fest s-au desfășurat o serie de momente culturale artistice, teatru, muzică, dansuri, reprezentanții ale ansamblurilor minorităților naționale, concerte cu artiști cunoscuți care au fost dedicate vizitatorilor și organizațiilor neguvernamentale. Cam asta s-a întâmplat așa în mare, mare, mare. Și v-am spus, am fost sâmbătă dimineața acolo și era cu adevărat o atmosferă de festival și de o atmosferă foarte, foarte, foarte bună. Dar, trecând mai departe și într-un alt registru, dar tot în zona lucrurilor făcute pentru comunitate, iată că dacă tot vine primăvara și tot e vremea să ne reînnoim, să ne pregătim așa cum trebuie pentru mare, pentru vară și așa mai departe, iată că puteți face cumpărături. Deci aveți liber la cumpărături pe timp de zi și de noapte, dar în scopuri umanitare. Astfel, cele care sunteți iubitoare de handmade, blogărițe, specialiști în PR și vedete, vă puteți da întâlnire la Mercy Charity Boutique în București, strada Smărdal, numărul 13, etajul 1, pentru a vinde obiectele în scopuri caritabile la Night and Day Garage Sale. Pentru a da 3 weekenduri, toți cei care au drumul spre strada Liscani pot vizita ceaineria Mercy Charity Boutique și achiziționa obiecte care mai degrabă mai creative la prețuri mici. Haine, cărți și bijuterii folosite și puse spre vânzare pe principiul garage sale, adică vânzare în garaj. De la târg nu vor lipsi nici accesoriile handmade, dulciurile și delicatețurile tradiționale realizate cu măiestrie. Scopul evenimentului este unul caritabil. Strângerea de fonduri pentru achiziționarea a 5 cutii, 100 de pastile Forte Cortin, tratament obligatoriu în curile de tratare a cancerului. Medicamentul nu este disponibil la noi în țară, iar prețul este destul de ridicat, 100 de euro per cutie, pentru ca părinții celor 15 copii internați la Spitalul Fundeni să și le poată permite. Inițiativa Mercy Charity Boutique vine în sprijinul ajutorării acestor cazuri sociale, dar și ca moment potrivit pentru toți cei care nu au timp și își doresc să poată face cumpărături și pe parcursul nopții. Astfel, programul Night and Day Garage Sale este următor. Sâmbătă 24 mai, 31 mai, 7 iunie, între orele 16 și 12 noaptea. Duminică 25 mai, 1 iunie, 8 iunie, între orele 10 și 15. Pentru că întotdeauna este ocazie de a face o faptă bună, chiar și prin cumpărături pe timp de noapte. Așadar, dacă doriți să aflați mai multe, puteți intra și pe www.mercycharity.ro sau pe Facebook Mercy Charity, iar donații sau rezolvări puteți face la 0752 593736.
Iată că ne-am apropiat foarte, foarte repede de finalul primei ore de emisiune Lume Bună și, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, așteptăm întrebările, propunerile și sugestiile voastre pe pagina noastră de Facebook Radio Links România, dar și pe chatul nostru pe care îl puteți găsi tot pe pagina noastră de Facebook. Intrați pe, dacă veți intra pe Facebook, o să vedeți în partea dreaptă, acolo unde este bara cu aplicații, chatul nostru, iar vă puteți loga și acolo ne puteți scrie comentarii și tot ce întrebări, sugestii și așa mai departe cu privire la subiectele despre care vorbim, dacă aveți întrebări și așa mai departe, doriți să reiau anumite informații sau voi și vă doriți să împărtășiți informații utile cu noi, cu mare drag vă aștept acolo. De asemenea, dacă sunteți utilizatori de Skype, ne găsiți și utilizând acest tool online, și anume, dacă ne adăugați utilizând www.radiolinks.ro, totul legat, o să ne puteți scrie și pe Skype. Noi luăm acum o scurtă pauză, revenim imediat în continuarea emisiunii noastre Lume Bună. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Continuăm emisiunea Lume Bună și, așa cum vă spuneam, astăzi petrecem ora pe care o mai avem la dispoziție împreună. Am pregătit pentru voi mai multe informații despre proiecte și lucruri care se întâmplă în această perioadă, mai ales că, iată, este din cât am putut să citesc și să observ, se întâmplă, se reiterează, sunt anumite evenimente reiterate, unele devin tradiție, este promovat voluntariatul, sunt promovate organizațiile neguvernamentale și așa mai departe. Și iată că săptămâna aceasta, dacă nu-i când am avut ONG Fest, acum avem săptămâna aceasta, Săptămâna Națională a Voluntariatului, SNV, pe scurt, este un eveniment național anual menit să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntari pe care aceștia îi implică pentru a sărbători împreună, desigur, voluntariatul, așa cum îi spune și numele, pentru a atrage sprijinul comunității pentru acesta și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor. Astfel, SNV este o mobilizare sincronizată a organizațiilor care implică voluntari prin acțiuni în comunitate, un cadru public național pentru recunoașterea și aprecierea publică a voluntarilor, demonstrând importanța contribuției acestora la soluționarea problemelor comunității, un eveniment anual care atrage sprijinul comunității și mass media pentru voluntariat, o demonstrație și o sursă de inspirație privind puterea noastră a tuturor de a contribui la schimbare, de a contribui la o schimbare pozitivă în comunitate, o oportunitate de a implementa propriile idei de acțiuni și evenimente sub umbrela unui eveniment național, un eveniment construit pe convingerea organizatorilor că există în România foarte mulți oameni care au potențialul să contribuie la soluționarea creativă a problemelor comunității, dar care nu știu cum să se implice, un eveniment în plină creștere, atât din punct de vedere al acoperirii la nivel național, dar și al diversității și impactului. Evenimentul a fost inițiat în 2002, este coordonat de Provobis, Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, și este implementat în colaborare cu Volu, Federația Organizațiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România, centrele de voluntariat și partenerii locali ai SNV. De asemenea, SNV are loc și la nivel global. O să vă punctez doar câteva lucruri. De pildă, în Canada se sărbătorește din anul 1943, când au fost celebrate eforturile celor care au contribuit la reconstrucția țării după război. SNV este o perioadă special dedicată voluntarilor la fiecare început de aprilie pentru a recunoaște activitatea celor care își pun la dispoziția semnilor timpul și energia în mod voluntar. Săptămâna este un prilej de a aduce la cunoștință tuturor contribuția esențială a celor 6,5 milioane de voluntari activi în Canada la bunăstarea comunității
nopților. Iar mai multe informații puteți afla dacă intrați pe www.volunteer.ca. În Statele Unite ale Americii se nevește sărbătorește din 1974, când președintele Nixon a semnat primul ordin executiv de declarare a unei săptămâni din aprilie ca fiind dedicată voluntarilor. De atunci, fiecare președinte a emis o proclamație anuală prin care se reamintea poporului american importanța voluntariatului și a aprecierii celor peste 50 de milioane de americani care își dedică timpul și resursele semilor lor și comunității. Mai multe puteți afla dacă intrați pe pointsofflight.org. Iar în Marea Britanie se sărbătorește în 1924. Pe parcursul Săptămânii Naționale a Voluntariatului au loc numeroase activități prin care activitatea voluntarilor este recunoscută și apreciată public, arătând importanța contribuției celor peste 20 de milioane de voluntari la rezolvarea problemelor comunității. Aceste activități sunt folosite ca activități de recrutare de noi voluntari, iar mai multe informații puteți afla de pe www.volunteersweek.org.uk. În România a fost inițiată în 2002. Este coordonat, așa cum vă spuneam, de Provobis, Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, și a fost implementat de-a lungul timpului în colaborare cu centrele de voluntariat din România, partenerii locale SNV și Volum, Federația Organizațiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România. Anul acesta se întâmplă foarte, foarte multe lucruri. Dacă intrați pe www.voluntariat.ro și vă uitați la calendar, o să puteți să găsiți mai multe informații despre evenimentele care au loc, să selectați în funcție de județ, de localitate, de ziua în care are loc, astfel încât să mergeți la acele evenimente care se întâmplă în orașele voastre. Eu doar o să menționez câteva dintre ele, pentru că nu am avut timp să trecem prin toate. De pildă, în Alba, alumnii UAB, în parteneriat cu Centrul Județean de Voluntariat Alba, organizează târgul de voluntariat Volunt Expo. Fiecare ONG va avea propriul stand unde se vor afișa poze din activitățile de voluntariat, iar activitatea face parte din proiectul TIA Voluntari Implicați și Pregătit, și anume VIP. Are loc pe 18 mai de la ora 17 și se încheie la ora 20. Acesta se desfășoară pe platou din fața Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia, județul Alba. Puteți să intrați pe www.cjvalba.ro dacă doriți să aflați mai multe informații. Apoi se mai întâmplă la Bacău, Asociația pentru Dezvoltare Activă, în parteneriat cu Vivariul Bacău. Bacăul este verde, o lansare de expoziție de foto. În cadrul evenimentului va avea loc vernisajul unei expoziții de fotografie. Fotografiile au fost realizate de tinerii băcăuani în urma metodei Photo Voice. Vor avea loc jocuri, dezbateri și va fi prezentată metoda Photo Voice ca instrument de promovare a mesajelor tinerilor. Evenimentul are loc pe 14 mai de la ora 14:30 și până la ora 16 în Vivariul Bacău. Puteți intra pe www.dezvoltareactivă.ro dacă doriți să aflați mai multe evenimente. De asemenea, mai sunt în Bistrița, Asociația Impact Bistrița, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud, derulează un târg de voluntariat. Prima zi a SNV se deschide la Bistrița cu un târg al oportunităților de voluntariat deschis spre toți tinerii care doresc să se implice în această săptămână activitățile organizației. Practic, astăzi, de la 15 la 17, puteți merge la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret din Bistrița ca să aflați mai multe despre proiectele pe care le realizează. Apoi, hai să mergem și pe la Iași. Cluburi de inițiativă comunitară Impact Iași, organizată de Fundația Noi Orizonturi, plantează Impact, amenajarea unui parc de recreere Impact pe domeniul parcului dendrologic Inculeț Barnova. Are loc pe 14 mai, în perioada 14 mai-17 mai, între orele 12 și 7. Practic la parcul dendrologic Inculeț Barnova, din Barnova, Iași. Dacă vreți să aflați mai multe despre inițiativă, intrați pe www.noiorizonturi.ro.
Ia să vedem ce se mai întâmplă în Roman. Asociația Mușatinii Roman, în parteneriat cu Colegiul Național Roman Vodă, Primăria Roman, organizează bibliomobilul. Potrivit unui studiu recent al Comisiei Europene, un român citește în medie o carte pe an. Bibliomobilul își propune să trezească interesul românilor pentru citit. Cărțile pentru bibliomobil vor fi colectate anterior de către voluntarii Mușatii. Acest eveniment, bibliomobilul, are loc pe 16 mai, de la ora 2 la ora 6 seara. Are loc în piața Roman Mușat, în orașul Roman din județul Neamț. Puteți intra pentru a afla mai multe despre organizația care coordonează acest eveniment pe www.mușatinii.wordpress.com. Apoi mai avem în Olt, Colegiul Tehnic Matei Basarab, în parteneriat cu Primăria Municipiului Caracal, Colegiul Național Ionita Asan, Colegiul Național Mihai Viteazu și Colegiul Dimitrie Petrescu, organizează o zi de promovare a Săptămânii Naționale Voluntariatului pe bicicletă și în prima zi vor organiza o promovare a acestei săptămâni în cadrul comunității locale pentru acțiune pe biciclete, prin care să atragă atenția asupra importanței voluntariatului în cadrul comunității locale. Evenimentul are loc astăzi, de la ora 4 la ora 8 seara. Plecarea are loc de la Colegiul Matei Basarab, iar sosirea se află la platou primari în Caracal Olt. Bun. La fel și este o listă foarte, foarte mare. Și în Brașov se întâmplă multe, multe lucruri. În Ploiești, iarăși... Așadar, în Slănic, dacă sunteți tot pe acolo prin zonă, la Satu Mare și în București, desigur, e, și aici se întâmplă lucruri, nu puteau să lipsească, în Sibiu, în Mediaș. Așadar, dacă intrați pe voluntariat.ro și accesați calendarul de activități, căutați după orașul de care sunteți interesat și puteți vedea o listă cu toate, cu toate evenimentele care se întâmplă în orașul respectiv. Și doar să vă mai spun, pentru că eu nu sunt din București și sunt de origine din Slobozia, județul Ialomița, vă spun că Asociația Handicapaților Neuromotori din Ialomița, în parteneriat cu Asociația Surzilor, filiala Ialomița și Clubul Sportiv Olimpia Slobozia, Fundația Pod peste Suflete, organizează evenimentul Plantând o Floare. Persoanele cu handicap și voluntarii organizații, împreună cu partenerii, vor planta flori pentru culoare și aer curat în orașul Slobozia, iar a doua zi vor organiza o expunere de obiecte reciclate. Acestea se întâmplă în perioada 15-16 mai la spațiul verde la sediul organizației din Slobozia Ialomița. Dacă vreți să aflați mai multe, intrați pe www.facebook.com/ahnialomita.slobozia. De asemenea, mi-amintesc și eu acum, în urmă cu mulți, mulți ani, am participat la prima, una dintre primele săptămâni naționale ale voluntariatului care s-a organizat la mine în Slobozia. Știu că am avut o activitate cu colegele mele de liceu. Dacă nu mă înșeală memoria, am organizat un marș și un atelier cu privire la protecția mediului și de ce este bine să ne să acordăm atenție și acestui aspect. Și ulterior, de-a lungul timpului, în diferite organizații neguvernamentale în care am lucrat, am avut oportunitatea să derulăm împreună diferite evenimente în timpul săptămânii naționale a voluntariatului. Eu sper ca săptămâna aceasta să aduc așa din nou foarte, foarte multă energie și să
în orașele în care sunteți, să mergeți să-i cunoașteți pe oamenii care organizează aceste evenimente, să cunoașteți organizațiile neguvernamentale în orașele voastre și să vedeți cum vă puteți implica voi și eu în comunitățile voastre. Poate de multe ori, în speță în orașele ceva mai mici, poate nici măcar nu știți că există anumite organizații neguvernamentale, așadar este o bună ocazie să mergeți să-i cunoașteți pe oamenii care se implică și, de ce nu, să vă alăturați și voi eforturilor pe care ei le realizează. Este vremea să luăm o scurtă pauză, revenim în câteva momente, vă reamintesc că pe pagina noastră de Facebook Radio Links România puteți accesa site-ul pe care puteți accesa chat-ul pe care îl punem la dispoziție și de-abia aștept să stăm de vorbă și acolo. Ca să accesați chatul trebuie doar să intrați pe pagina noastră Radio Links România, pagina noastră de Facebook. Chatul se află în partea dreaptă, chiar lângă butonul de like, o să vedeți, este notificat cu această denumire. Vă logați foarte simplu cu intrați și mă stăteți automat logat cu numele vostru de pe Facebook. De asemenea, puteți să ne scrieți și pe Skype dacă accesați și ne adăugați în lista voastră de Skype cu următorul username www.radiolinks.ro, fără niciun spațiu, fără niciun punct. Revenim în câteva momente și vedem ce lucruri faine se mai întâmplă. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul cristalin. 021-351-4255. Izvorul cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Emisiunea noastră Lume Bună mai are ceva de continuat. Mai avem câteva minute bune la dispoziție. Și dacă v-am povestit ceva mai devreme despre faptul că săptămâna aceasta se întâmplă, Săptămâna Națională a Voluntariatului, și că sunt o grămadă de evenimente care au loc în foarte, foarte multe orașe din țară, aflați calendarul de evenimente și ce se întâmplă în orașul vostru dacă intrați pe www.voluntariat.ro. Acum, iată încă o știre care mi-a atras atenția săptămâna trecută, și anume că prin intermediul platformei donație.ro a fost donat 1 milion de euro prin SMS. România au donat 1 milion de euro prin SMS de la lansarea platformei donație.ro în iunie 2012. SMS-ul cu numărul 500.000 a fost trimis în dimineața zilei de 7 mai 2014 pentru una din cele 10 campanii active în prezent pe site. Iată ce spun reprezentanții programului, și anume Camelia Mateș, care este coordonatorul acest program. Sunt foarte impresionată de felul în care românii se mobilizează pentru a-și ajuta semenii și pentru a rezolva probleme care ne afectează pe toți, spune Camelia Mateș, coordonatorul programului. Când am pus bazele platformei donație.ro, nu ne așteptam să depășim pragul de 1 milion de euro în mai puțin de 2 ani. Celor care au donat prin SMS în acest răstimp, le transmitem mulțumirile miilor de beneficiari ai campaniilor. Donație.ro este un parteneriat între Asociația pentru Relații Comunitare, Cosmode România, Orange România și Vodafone România, sprijinit financiar de Romanian American Foundation, care oferă cauzelor umanitare, sociale și civice acces democratic la numere scurte la care se pot face donații prin SMS. De-a lungul celor aproape 2 ani de funcționare, donație.ro a susținut 55 de campanii umanitare pentru dotarea și renovarea spitalelor, construirea și susținerea activității hospisurilor, drepturile și educația copiilor, tratamente salvatoare pentru copii și adulți și alte cazuri urgente. Dintre cele mai de succes campanii se numără dotarea secțiilor de neonatologie din țară cu incubatoare, campania Salvați Copiii România, redeschiderea Centrului pentru Hemofilii de la Buziaș, campania Fundația Cristian Șerban, înființarea de centre de prim ajutor în sate izolate, campanie Crucea Roșie, integrarea în învățământul de masă a mai multor
Copii cu Autism, campania Asociației Învingem Autismul, precum și numărate cazuri de copii și adulți care, datorită platformei și integratorului Ciscom Digital, au putut strânge sumele necesare tratamentului medical pentru boli grave. Campanii continuă Fundația Ringhie și Asociația Mame. Din 2013, donație.ro testează împreună cu UNICEF România donațiile lunare prin SMS, un sistem prin care donatorii dăruiesc în fiecare lună 2 euro cauzei în care cred și care permite susținerea pe termen lung a programelor dedicate copiilor vulnerabili din toată țara. Iată așadar că cu un simplu SMS oricine poate contribui și poate face o diferență în ceea ce privește anumite cazuri, anumite proiecte și așa mai departe. De asemenea, că tot vorbim despre impact și despre modul în care micile noastre activități pot avea o influență asupra comunității noastre, iată că cei la Social Impact Award, o competiție anuală internațională, au ales 10 idei de antreprenoriat social din România în selecția finală pentru acest premiu, iar publicul din România este invitat să-și voteze ideea favorită. Fundația Erste și Impact Hub București anunță finaliștii competiției Social Impact Award, ediția 2014. 10 idei de antreprenoriat social propuse de studenții din România intră în etapa finală de jurizare. Cei 3 câștigători ai competiției vor fi selectați de un juriu multidisciplinar și anunțați în cadrul unei ceremonii de premiere, care va avea loc pe 21 mai la Impact Hub București. Proiectele câștigătoare vor fi premiate cu 5.000 de lei fiecare. În perioada 8-21 mai, ideile finaliste vor participa și la o etapă națională de vot public. În această fază, publicul din România este invitat să aleagă ideea preferată prin vot la secțiunea Community Award pe pagina www.socialimpactaward.ro/community-voting. Echipa câștigătoare la secțiunea Votul Publicul va fi premiată cu 3.000 de lei. Cele 10 proiecte finaliste care pot fi votate în cadrul Community Award sunt enumerate mai jos în ordine alfabetică, și anume AgroBid. Proiectul propune dezvoltarea unei platforme online de comerț pentru fermieri în vederea încurajării micilor întreprinzători din zone rurale, unde se remarcă un procent ridicat al șomerilor. CarDapt. Proiectul a fost generat ca o soluție pentru problema numărului mare de autovehicule din oraș și are la bază conceptul de car sharing. CarDapt oferă celor care dețin mașini oportunitatea de a reduce costurile de întreținere și utilizare, iar celor care doresc să se deplaseze în oraș le oferă o alternativă la transportul în comun și la transportul cu taxiul, variantă accesibilă la prețuri competitive. Kobi Bicycle. Kobi este primul centru de reciclare a bicicletelor din România, care recondiționează biciclete și le vinde online la un preț avantajos studenților cu venituri medii care studiază la universități din București. Prin produsele și serviciile oferite de către Kobi Bicycle, aceștia ajută studenții să-și personalizeze bicicleta, promovează un stil de viață sănătos și încurajează protecția mediului prin reciclarea creativă. Dansăm pentru viitor. Proiectul își propune să vină în întâmpinarea nevoilor tinerilor abuzați în familie, acum aflați în centre de plasament. Prin intermediul dansului, îmbinat cu exerciții de dezvoltare personală, tinerii instituționalizați vor putea să-și gestioneze nivelul de agresivitate și să renunțe la comiterea de acte deviante. GreenAF. Ideea principală a proiectului este reutilizarea bunurilor din gospodării. Inițiatorii proiectului își propun să colecteze bunurile pe care locatarii vor să le arunce și după repararea sau recondiționarea acestora să le comercializeze la prețuri reduse. Innovate Doc Review. Proiectul urmărește îmbunătățirea serviciilor medicale din cadrul clinicilor și spitalelor medicale din București, fiind un suport atât pentru personalul medical cât și pentru pacienți. Innovate Doc Review oferă medicilor și pacienților un produs de responsabilitate socială, un instrument de optimizare a serviciilor medicale și un sistem de evaluare a performanței sociale accesibil tuturor indivizilor. Panic Helper. Panic Helper este o aplicație pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android menită să-ți sară în ajutor atunci când te afli în pericol. Această aplicație poate fi folosită de orice persoană care deține un
smartphone. Stufine. Proiectul Stufine are în vedere valorificarea stufului ca resursă naturală specifică zonei Deltei Dunării și transformarea unui meșteșug local într-o sursă de venit pentru locuitorii comunei Murighiol, județul Tulcea. The Collective Art Neighborhood, The Can, este un proiect independent sub umbrela căruia se desfășoară două direcții de lucru, The Can in Residence și The Can Open House. The Can in Residence este un program de rezidență dedicat artiștilor internaționali din domeniile artelor vizuale și performative, teatrului și filmului. The Can Open House este deschis către varii experiențe colaborative cu festivaluri de film locale, companii de teatru independent și inițiative culturale conexe, având ca scop crearea unui altfel de hub cultural în București și un model ușor exportabil. Iar ultimul, dar nu cel din urmă proiect, Vreau Morcov Românesc. Proiectul are în vedere furnizarea de snack-uri sănătoase la automat pentru studenți și angajați aflați într-un mediu urban dens, universități sau corporații. Furnizorii vor fi aleși din spațiul rural românesc pentru a susține astfel proiectele agricultorilor și pomicultorilor autohtoni. Cele 10 idei finaliste vor fi evaluate de un jur multidisciplinar, format din 10 membri cu experiență în diverse domenii de activitate, dar cu interese comune în zona de antreprenoriat social. Dintr-un număr total de 37 de aplicații înscrise în perioada 12 martie, 15 aprilie au fost alese cele mai bune 10 idei de antreprenoriat social. Pe parcursul perioadei de depunere a ideilor, 120 de studenți au participat la 3 workshop-uri pregătitoare organizate la București. În cadrul workshop-urilor, antreprenorii sociali locali, reprezentanții mediului ONG, facilitatori cu experiență, dar și foști câștigători ai Social Impact Award, au oferit studenților know-how, feedback și inspirație. Câteva cuvinte și despre această competiție. Ea a fost lansată în 2009 în Austria de către Institutul de Antreprenoriat Social și Inovație al Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din Viena. Ediția din România este sprijinită de Fundația Erste, care în 2003 a evoluat din Este Österreichische Sparkasse, prima bancă de economii din Austria. Fundația Erste este acționarul principal al grupului Erste și investește o parte din dividendele sale în dezvoltarea societății civile din Europa Centrală și de Sud și de Sud-Est. Fundația Erste susține participarea socială și implicarea societății civile. Obiectivul fundației este să-i aducă pe oameni împreună, să ofere informații despre istoria recentă a unei regiuni care a cunoscut schimbări dramatice, începând cu 1989. Fiind o fundație activă, își dezvoltă propriile proiecte în cadrul a 3 programe, dezvoltare socială, cultură și Europa. Iar Impact Hub București este o organizație dedicată sprijinirii inovatorilor care încearcă să răspundă provocărilor economice, sociale și ecologice ale zilelor noastre prin proiecte și modele de afaceri cu impact social pozitiv. Parte dintr-o rețea globală, Impact Hub București oferă spațiu de lucru și colaborare în centrul Bucureștiului, o comunitate activă de peste 200 de membri, evenimente de învățare, networking și dezvoltare, programe de accelerare și dezvoltare afacerilor cu impact social. Iată așadar ce idei și lucruri faine se întâmplă. O să luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Iată, ne ajungi și aproape de încheierea emisiunii Lume Bună de astăzi și aș vrea să închei povestindu-vă despre un proiect al Fundației Motivation România care anunță începerea proiectului Acces la educație, servicii și comunitate pentru copii și adulții în scaune rulante, un proiect finanțat prin grantul de SE 2009-2014 în cadrul fondului ONG în România. Activitățile proiectului se implementează în regiunea București-Ilfov în perioada 1 martie 2014-31
30 aprilie 2016. Astfel, în București trăiesc 1,29% dintre persoane cu dizabilități din România, numărul utilizatorilor de scaun rulant fiind estimat între 11.500 și 16.000 de persoane. Situația majorității persoanelor utilizatoare de scaun rulant din România este dominată de izolare la domiciliu cauzată de lipsa accesului la spațiul public, inclusiv în școli, insuficiența serviciilor de sprijin pentru sănătate și viață independentă, rezistența persoanelor în poziție de decizie de a aplica măsurile necesare pentru integrarea persoanelor cu dizabilități, lipsa de informare a elevilor și părinților, a cadrelor didactice și a altor persoane din comunități privind abilitățile copiilor și adulților cu dizabilități și modul în care respectarea drepturilor lor contribuie la maximizarea acestor abilități și punerea lor în slujba comunității. Proiectul dezvoltă 3 servicii noi pentru utilizatorii de scaun rulant: transport asistat și accesibilizare, îngrijire la domiciliu și grup de suport. Toate cele 3 servicii au ca scop îmbunătățirea stării de sănătate, dezvoltarea abilităților de viață independentă și creșterea participării la viața socială a 144 de utilizatori de scaun rulant, copii și adulți. Proiectul își propune de asemenea să informeze 500 de persoane din comunitate fără dizabilități, printre care elevi, părinți, cadre didactice, cu privire la drepturile și abilitățile copiilor și adulților cu dizabilități locomotorii. În acest scop se vor organiza demonstrații de sport în scaun rulant, tabere pentru copii cu și fără dizabilități, seminare și alte activități de informare. Acțiunile de promovare beneficiază de experiența specifică a partenerului, Fundația Special Olympics România, prin desfășurarea în școli a seminarilor Participă, prin care elevii învață să accepte, să prețuiască diferențele, dar și calitățile fiecărei persoane și sunt încurajați să se implice în proiecte de voluntariat. În cadrul proiectului, Fundația Motivation România va mai colabora cu școli, instituții, companii și membrii ai comunităților în efortul de a încuraja și sprijini integrarea socială a utilizatorilor de scaun rulant, adulți sau copii. Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, non-profit, creată în 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Programele Fundației Motivation sunt create pentru a crește calitatea vieții beneficiarilor săi și pentru a asigura prezența lor activă în societate, cu accent pe integrarea socială, educațională și profesională. Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi, de la evaluare și echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare medicală și instruire pentru viață independentă, alături de un instructor în scaun rulant. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru mai mult de 10.000 de persoane cu dizabilități din România. Mai multe informații despre ei aflați dacă intrați pe www.motivation.ro. Iată că astăzi a fost o zi în care am putut afla mai multe despre lucrurile faine care se întâmplă în jurul nostru și care au, indiferent de activitatea pe care o vizează, au un impact în comunitatea în care noi locuim. Vă reamintesc că săptămâna aceasta se întâmplă Săptămâna Națională a Voluntariatului. Se întâmplă în foarte multe orașe din țară. Intrați pe www.voluntariat.ro pentru a vedea calendarul de activități. Căutați în funcție de orașul în care vă aflați și încercați să participați la unul dintre evenimentele pe care organizațiile neguvernamentale din localitatea voastră vi le propune. Sigur, veți afla multe lucruri noi și puteți să vă implicați. De asemenea, în weekendul care tocmai a trecut a fost ONG Fest. A fost un festival destinat organizațiilor neguvernamentale, 160 de organizații au fost prezente acolo, o mare, mare efervescență a fost și foarte multe lucruri faine s-au întâmplat. Dacă ați ratat anul acesta, anul viitor, cu siguranță trebuie să mergeți să vedeți ce se întâmplă acolo. Eu, pe ziua de astăzi, atât am avut să vă spun, dar vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție Lume Bună. Vă reamintesc de faptul că avem un nou chat pe pagina asta de Facebook, Radio Links România. Dacă intrați acolo și mergeți în partea dreaptă
Chiar pe taburile acelea de sus o să vedeți chatul marcat cu verde, un pătrățel verde la și puteți să intrați în dialog cu noi, cei care realizăm emisiuni. Dacă aveți informații, idei, întrebări și mai departe, sugestii, acela este cel mai bun lucru pe care îl puteți folosi. De asemenea, puteți să intrați și pe Skype și să intrați în direct cu noi pe Skype. ID-ul nostru de Skype este www.radiolinks.ro, fără punct, fără niciun fel de alte lucruri. Eu vă aștept și săptămâna viitoare când vedem ce alte lucruri bune se întâmplă în societatea civilă. Până atunci vă doresc o săptămână cu soare în suflete și afară. Steliana Moraru sunt, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. O zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere! Cu toții ne dorim o carieră de top, iar Onora chiar l-a reușit. Suntem Mirabela Stoica și Marius Dobre și vă așteptăm la Radio Links pentru a afla de la invitații noștri care sunt secretele din spatele reușitei lor. Jurnal de Leadership, cu un pas mai aproape de succes. În fiecare luni de la ora 19. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links.